Andrada Lorena vă prezintă știrile Info Capital. Bună seara, doamnelor, domnilor, bun găsit! Iată care sunt principalele evenimente ale zilei. Proteste în mai multe orașe din Germania față de restricțiile anti-Covid. Poliția a intervenit cu tunuri de apă. Ludovic Orban întâmpinat cu proteste la Deva. Apă caldă și căldură pentru școlile din Deva. Noile restricții au intrat în vigoare de duminică. Pentru ce motive putem ieși din casă după ora 22? Focuri de armă în sectorul 1 al capitalei. La fața locului intervin trupe antitero. Iar la final, datele meteo. Președintele PNL, Ludovic Orban, care se afla sâmbătă în vizită la Deva, împreună cu eurodeputatul Siegfried Mureșan, a fost întâmpinat de câteva zeci de persoane nemulțumite că mii de apartamente din municipiu nu au căldură și apă caldă, la fel și majoritatea școlilor din Deva. Printre protestatari se află și angajații termocentralei Mintia, furnizorul agentului termic în municipiu. Protestatarii au purtat banere cu mesaje referitoare la lipsa căldurii și apei calde pentru devenii racordați la sistemul centralizat. Fără patimă și urmă, vrem apă și căldură. Totul va fi bine când și pentru cine. Apă caldă și căldură pentru școlile din Deva. România normală, cu mască și fără școală. Nu poți să salvezi Mintia, dar rămite România. Opriți jaful din energie. Persoane au protestat sâmbătă în mai multe orașe din Germania față de restricțiile antiepidemice, iar în anumite zone au avut loc confruntări între demonstranți și forțele de ordine. La protestele din centrul orașului Dresda au participat aproximativ 4.000-5.000 de persoane. Unele grupuri de protestatari au fost implicate în confruntări cu agenții forțelor de ordine. Poliția a intervenit cu gaze lacrimogene și tunuri de apă. Manifestanții sunt nemulțumiți de restricțiile de circulație și de obligativitatea purtării măștilor medicale în locurile aglomerate. Locuitorii sectorului 1 au reclamat că au auzit duminică după amiază împușcături în plină stradă. Polițiștii bucureșteni efectuează cercetări, dar și sprijin din partea trupelor antitero. Prin apel 112, Direcția Generală de Poliție a Municipiului București, secția 4 de poliție, a fost sesizată de către o persoană cu privire la faptul că a găsit un geam spart la auto și un geam spart la imobil. În zona, persoana reclamă prezența mai multor bile metalice. Mă întorceam cu copilul din parc. Spre norocul meu, nu am lăsat copilul în mașină în spate, că acolo s-a tras. Cred că s-a tras din blocul de vis-a-vis. Mi-a spart geamul la mașină, a spart și geamul vecinului. Poliția a găsit până acum 6 bile. Au venit de la măsurători. Eu m-am gândit doar că în situația în care era copilul în mașină, îl omora pe loc, a povestit-o martor. Oficial, starea de alertă în România, instaurată după cea de urgență din cauza pandemiei de coronavirus, s-a prelungit cu o lună. În paralel și restricțiile au fost înăsprite. Drept urmare, de duminică nu mai putem ieși din case după ora 22, fără un motiv bine întemeiat, menționat în declarația pe propria răspundere pe care trebuie să o avem cu noi. Implicit și programul teraselor se scurtează cu o oră. Mersul la serviciu ori la spital, achiziționarea de medicamente, îngrijirea copilului sau decesul unui membru al familiei sunt singurele motive întemeiate în baza cărora putem circula pe stradă între orele 22 și 5 dimineața. Pentru asta avem nevoie însă de o declarație pe propria răspundere. Cei care sunt prinși pe stradă fără declarația pe propria răspundere pot fi amendați cu 500 până la 2500 de lei. La final, datele meteo. Vremea va fi în general închisă și se vor semnala precipitații în sudul, centrul și estul țării. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 4 și 17 grade, iar cele minime vor fi cuprinse în general între 1 și 7 grade. Vremea va fi în general închisă și se vor semnala precipitații în sudul, centrul și estul țării, iar zi
ziua pe arii mai restrânse și în rest. Vor fi ploi cu tendință de transformare, mai ales noaptea în Lapoviță și Ninsoare, în Transilvania, Maramureș, vestul Moldovei și izolat în zona subcarpatică din celelalte regiuni. Cantitățile de apă vor depăși local 15-20 de litri pe metrul pătrat și izolat 30 de litri pe metrul pătrat. Izolat vor fi condiții de polei. Vântul va sufla în general moderat, temporar cu intensificări, mai ales în vest și sud, iar noaptea în munții Banatului și vestul Carpaților Meridionali. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 4 grade și 17 grade, iar cele minime se vor situa în general între 1 și 7 grade. Acestea au fost știrile Info Capital. Eu sunt Andrada Lorena, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o seară frumoasă în continuare.